Asculți podcastul Flux. Următoarele minute reprezintă un extras din prelegerea pe tema fricii și siguranței în zilele noastre, pe care profesorul universitar dr. Mircea Miclea a susținut-o în cadrul unui eveniment Flux. Oamenii au mai multă nevoie de siguranță decât de libertate. Dar atenție, tot ce s-a făcut minunat în lumea aceasta a necesitat libertate. Așa că va fi o problemă cu care se va confrunta, voi vă veți confrunta, probabil că generația care să vină după voi se vor confrunta din ce în ce mai curt. Cât să renunț la libertatea mea ca să mă simt în siguranță? Pentru că apare la un moment dat o contradicție. Ca să te simți în siguranță, trebuie să renunți la libertate. Trebuie să accepți ca cineva să se uite în calculatorul tău, spune ei. Uitați-vă ce se întâmplă în aeroport cu noi, nu? Mergi pe aeroportul în America și îți apare mereu sloganul, your safety, it's our priority. Și atunci trebuie să te dezbraci, trebuie să-i lași. E aberant câteodată. Simți că te deprivează de libertate. Și totuși accept lucrul. Ok, cât o să acceptăm? Până unde vrem să sacrificăm libertatea de dragul siguranței? Ce vă pot spune este că foarte mulți vor fi dispuși să sacrifice aproape toată libertatea lor, numai ca să se simtă siguranță. Și cred că ăsta este mare pericol. Cred că trebuie să fie câțiva care spună, noi nu renunțăm la libertatea noastră chiar dacă nu mai putem de frică, dar nu renunțăm la ea, pentru că libertatea e un lucru extraordinar, e o mare valoare. Datorită libertății s-au creat multe lucruri în cultura asta, în civilizația asta, pentru că oamenii s-au simțit liberi și trebuie să apărați libertatea. Și asta devine o chestiune foarte concretă. Cât îi dai dreptul statului, SRI-ului, legislatorului, etc., să intre în viața ta, cât? Pentru că el va spune, pentru siguranța ta o fac. Nu pentru siguranța ta, să te simți în siguranță. Ia pune-ți tu o cameră de luat vederi ca să te monitorizăm noi permanent. Deci dacă ai camera aia, noi îți garantăm că în 30 de secunde, oriunde te afli în lume, cineva va veni în ajutorul tău. Și dacă tu ai nevoie de siguranță foarte puternică, o spune, de acord, câte camere să-mi pun? Două, trei, câte chipuri? Unu mi-l pun aici, dar eu mai pun unul, că nu se știe. Dacă mi se deteriorează la, poate mi-l pun și pe al doilea. Și atunci, sigur că ești mai în siguranță, dar ai pierdut libertatea. Așa că asta este una dintre marile dileme pe care va trebui să o rezolvați. Dialectica dintre libertate și siguranță. Majoritatea o să încline spre siguranță. Sper ca măcar o minoritate să spună nu. Noi vrem să ne trăim libertatea cu prețul de a nu ne simți în siguranță. Cu prețul de a trăi riscuri, de a muri din când în când, da, mai păstrăm libertatea. Ok? Că altfel vom ajunge o societate în care în final sentimentul de securitate va fi maxim și libertatea va fi minimă. Sunt ca și cum ar fi două aspecte la capetele unui continuum. Dacă vrei multă siguranță, atunci trebuie să renunți la libertate. Și mulți oameni o fac. Este o carte întreagă a lui Erich Fromm, se numește Fuga de libertate. El spune foarte clar, mulți oameni vor să fie liberi, dar când îți lăsați să fie liberi, le e greu, nu mai știu ce să facă cu libertatea lor. Și atunci caută o autoritate care să le spună ce să facă cu libertatea lor. Uite, caută o ideologie, caută un Führer, caută pe cineva care să le spună așa și nu altfel. Ăsta e binele, ăsta e rău. Ăsta e drumul drept, ăsta e drumul strâmb. Ăsta așa trebuie făcut, ăsta... Și spun foarte bine, gata, e mai simplu așa. Și oamenii, asta spune Fromm, fug de libertate. Ei pretind că o vor, dar de fapt fug de ea. Ei, asta va fi o mare problemă cu care vă spun. Deci, ce cred că vă așteaptă? Mă rog, și pe mine într-o anumită măsură, dar mai puțin decât pe voi. Ce ne așteaptă în viitor? Ne așteaptă o creștere a oportunităților de a apărea pericole, o creștere a numărului de frici. În mod clar, frica va crește. Pentru că va fi speculată comercial, pentru că vor fi procese tot mai rapide, pentru că necunoașterea va crește mult mai rapid decât cunoașterea. Și atunci creierului, ca mașina asta inferențială, o să producă frici. Ce cred că trebuie să faceți este la un moment dat să acceptați că dacă vreți să fiți liberi, trebuie să aveți o doză de nesiguranță în viața voastră. Dacă veți vrea mereu siguranța totală, să vă simțiți complet în siguranță, vă veți pierde libertate. Și asta cred că e un lucru rău. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Acest podcast este o producție a Bisericii Via din Cluj-Napoca. Să ne reauzim cu bine!